cioptit așa, prin cei aleși să priceapă, cei care erau capabili să priceapă de fiecare dată, cât de cât măcar ce li se spunea, a fost transmisă prin preoți, fiindcă ăștia au devenit viitorii preoți. Da. Și esenienii, ca să ne întoarcem la Isus, erau o grupare care pur și simplu mai păstrase din științele și din cunoașterea aceea. Acum detalii chiar n-are rost să intrăm. Cum, cine, nu știu ce. Însă vițe din astea nobile, care, sânge din ăsta albastru, care s-a mai prelungit așa și s-a mai diluat el, dar a păstrat. Au păstrat cunoștințele în familie, așa, din tată în fiu, că nu așa, așa li se spusese, sau cel puțin așa au înțeles ei. Și cunoașterea a mers mai departe. Și a ajuns până la momentul acela în care Isus s-a întrupat, că Isus s-a întrupat, toată lumea e de acord că Isus s-a întrupat. Și da, s-a întrupat. S-a întrupat în sensul că s-a născut. S-a născut ca și prunc, ca și copil și a crescut și așa mai departe. Adică n-a venit într-o navă extraterestră și nici nu și-a scăzut vibrația direct din spirit ca să ne învețe pe noi ceva. De ce? Da, bună întrebare. Ok. Acum, faptul că Isus avea acces la genul acesta de cunoaștere dă și o explicație asupra, eu știu, misiunii sale și asupra ceea ce a făcut mai departe, ce a spus, ce a încercat să facă. Această grupare de esenieni nu doreau să formeze o religie nouă sau, dar vă, ei doreau să controleze din punct de vedere, eu știu, nu este bine spus religios, din punct de vedere ezoteric, din punct de vedere al influenței, doreau să influențeze preoții din celelalte culte, dar asta nu înseamnă că au și reușit, după cum bine s-au văzut. Până la urmă, toți cei care au dispărut și restul au fost bine mersi și n-au avut nicio problemă. Asta e. E adevărat că Isus a mers și din cauza că a fost trimis de acești oameni care au cunoaștere, erau bătrâni, știau și mai aduceau aminte de unde au venit, fiindcă ei au mers din Egipt, veneau. Deci ei, esenienii, de fapt, proveneau din Egipt. Au mers, au ajuns până în Iudea, na, până în zona aceea, până în zona Mării Moarte, unde s-au așezat prin peșterile acelea și stăteau bine mersi, izolați, pentru că asta și doreau, să stea izolați, ca să-și păstreze cunoașterea cumva. Și tot ei l-au trimis pe Isus, pentru că știau de unde provine cunoașterea lor și na, legăturile bănuiesc că mai existau cu originile, l-au trimis în perioada aceea în care nu se știe nimic despre Isus și l-au trimis în Egipt și a învățat destul de multe și în India. A fost în Egipt și în India. Și există mărturii și există dovezi ale faptului că, incontestabile ale faptului că Isus a fost în India și a fost în Egipt. În temple, a fost, a învățat, a studiat, el a fost un avatar, dar nu a fost genul de avatar care a știut absolut tot, s-a născut trezit, complet. Asta știm din ce se spune în Biblie și din ce mai citim și scrieri gnostice și este evident că el avea un acces extraordinar de mare, dar nu toate îi se arătaseră de la început. A trebuit și el să studieze și să-și aducă aminte și să îi se spună și să-și acceseze niște capacități prin niște metode pe care au fost predate acolo unde a mers și unde a învățat. Bine, și esenii nu mai știau, dar a trecut prin niște inițieri, a trecut printr-un tip de inițiere mai special și din cauza aceasta a fost nevoie să meargă pe Egipt și pe India. Așa.
Maria, Maica, mama lui Isus. Pe filiația, de fapt și pe filiația mamei și pe filiația tatălui, cumva, dar faptul că el făcea parte din casa lui David și a fi fost moștenitor de drept să conducă, aceasta i-a dus moartea mai rapid decât orice altceva, deși el nu dorea să ia locul nimănui și nu avea niciun fel de veleități de genul ăsta. Cu toate astea, a fost omorât mai puțin pentru ceea ce a făcut prin faptul că vorbea oamenilor și mai deschidea mintea unul altuia, mai făcea eu știu ce vindecări sau ce făcea pe acolo. Asta nu era chiar atât de deranjant, cât era deranjantă filiația lui, era deranjantă sângele lui și faptul că era iubit de oameni și devenea din ce în ce mai popular, el călătorea, devenea din ce în ce mai cunoscut. Vă dați seama, dacă ar fi avut internet, cred că nici nu mai apuca 33 de ani. Ca să mai și glumim un pic. Așa. Iosif și Maria nu au fost căsătoriți de la început. Maria a fost, eu ce vă spun acum, ok, ca să lămurim, ce vă spun acum sunt lucruri pe care eu le-am văzut. Este adevărat că multe sunt și în cărți, s-au mai găsit mai, poate cum spun eu, poate puțin diferite. Nu pretind că este adevărul absolut, este adevărul meu, felul meu de a vedea lucrurile și atâta tot. Mai departe, chiar vă invit să vă gândiți fiecare și nu doresc să agresez pe nimeni cu convingerile mele sau să-mi impun punctul de vedere asupra nimănui. Eu sunteți liberi să credeți ce doriți despre subiect. Eu am zis că poate pentru cineva e interesant să afle și un alt punct de vedere. Atâta tot. Nu vreau să intru în conflict cu niciun fel de credință la nimănui. Așa. Și acum să vă spun ce părere am eu despre toată treaba asta cu Isus și ce s-a întâmplat. Iosif a fost însurat cu o soră a Mariei, inițial. Mai precis, ca să vorbim așa, a fost însurat, deși altceva se spune în istorie, a fost însurat cu mama Salomei, inițial. Îți dau ca să ne lămurim. Și o să vă vorbesc despre Salomea, care n-a dansat ca să obțină capul lui Ioan Botezătorul, ci cu totul altceva s-a întâmplat acolo. Dar ăștia sunt lucruri care așa s-au spus, că așa au dorit să fie spuse. Așa, și pentru că pur și simplu, Salomea era o